Salutare tuturor! Acesta este un episod special în care vreau să ajut pe cineva. Vreau să-l ajut pe Andrei Zel. El are 82 de abonați, dar cred că putem să-l facem să aibă 400. Pentru că nu este mare lucru. Ca să vă zic eu cam ce face el pe aici. Mamă, ce thumbnail-uri șmechere! Doamne, vreau și eu. Wow, astea de Feed the Beast sunt făcute în funcție de episod. Foarte tare. Și l-am în conferință cu mine. Bun, salut, eu sunt Andrei. După cum nu mă știe nimeni momentan. Bun. Lasă. Îți obișnui cu chestia asta, salutări, știi, și cu chestii de genul, da, doar ești pe canalul meu. Ok, așa. Deci hai să vă zic ce am pe canal. Ideea și scopul canalului meu este să fac mașini în Minecraft. Momentan am două episoade din această serie care se numește Curuari, deci nu pronunțat W-ul V. Cum am făcut eu, de exemplu. Da. Ideea de ceva mai comic în Minecraft, asta a fost și ideea. Fac asta cu un prieten al meu, un coleg de clasă și cel mai bun prieten al meu. Mai puteți să găsiți pe FTB, la care am adăugat Galacticraft. Feed the Beast este destul de greu și... Na, sunt destul de puțini oameni care fac Feed the Beast în momentul actual, pentru că sunt foarte multe moduri, mod pack-uri în general, și vă dați seama că e greu. Cu tot cu Galacticraft sunt 143 de moduri pe care le rulez. Da, și destul de puțin FPS față de Minecraft normal. Bun, în rest mai am niște minigames, dar îl fac mai rar. Am făcut și Outlast, Whistleblower. Și pe viitor vreau să fac The Forest, Watch Dogs și H1Z1. H1Z1? Da, seamănă foarte mult cu Daisy. Daisy ai? Daisy l-am crăcat. Dar am ceva făcut în Daisy care se numește Povești din. Este o altă serie care cred că o să fie aplaudată mai rar pentru că e mult de editat. Povești din va fi Daisy, H1Z1, chiar mai multe jocuri, depinde ce vreți voi, depinde ce filmez eu. Episodul a avut mare succes, adică am aproape 200 de vizualizări la el, deci lumea chiar s-a uitat. Destul de interesant. Mă uitam și acum. Interesant. Am și eu Daisy, l-am cumpărat. Se merită investiția, este un joc chiar foarte, foarte tare. Așa, bun. În continuare. Proiecte noi, ceva, vrei să te apuci de ceva nou? Păi ți-am spus, vreau să încep seriile care ți-am zis mai devreme de The Forest, Watch Dogs și H1Z1. M-am hotărât ca o parte din ele să fie gameplay, o parte din ele să fie povești din. Și chiar mi se pare că pe Forest o să fac și gameplay și povești din. Și ce aș mai avea eu este un proiect care cred că o să realizez într-un an sau doi. Este un proiect făcut în real life. Până atunci trebuie să strâng bani de o cameră video și niște arme airsoft. Wow. Cam atât aș avea nevoie. Deci dacă înțelegeți, eu vreau să combin arme airsoft cu After Effects și... Wow. Nu știu, poate să vă dați voi seama ce se iasă. Da, eu văd că ești destul de activ pe YouTube tu. Uite, acum 3 ore, acum 6 ore, acum 22 de ore, 3 clipuri într-o zi, mamă. Ți-am spus, îmi place foarte mult să fac videoclipuri pe YouTube, să știu că lumea se uită la mine și că apreciază ceea ce fac. Așa că încerc să țin să fiu activ și... Bun, deci recomandarea mea este să vă abonați la canalul lui, uite cum fac eu acum, pentru că e chiar foarte interesant canalul lui. O să vă las un link în descriere și o anotare pe ecran pe toată durata videoclipului și... Na... Da. Bun, acum fac eu outro care l-am eu de obicei pe canal. Hai, bagă. Eu am fost Andrei, sper că v-a plăcut și acest episod. Eu... Data viitoare, aveți grijă și bye bye. Salut.